Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod din seria noastră de CSGO. De data aceasta vom juca și noi ceva Arms Race, m-am gândit. Nu mă bag la competitiv, vreau să mă mai antrenez în alte chestii decât să mă bag direct pe o chestie, să dau acolo fail vieții și toate căturile astea. Sper să nu se audă mai tare decât mine, deci o să dau puțin mai încet. O să dau foarte încet. Și dacă n-auziți, nu-i bain. Care-i baiul? Care-i baiul? Deci spuneți și mie care-i baiul. Ok, ne-a băgat într-un deathmatch. Eu nu prea mă pricep la CSGO, deci fac seria asta doar pentru abonații care chiar vreau să facem această serie. Dar, știți voi, nu mă pricep și na. Adică nu mă înjurați, chestia, Andreea, for the win, nu, bă, CSGO, eu știu că sunt nu trebuie să spune și mai. Dar ăsta păcat că e warm-up, frate. Frate, ce faci, mă, nene, mă? Piu, piu. What the fuck? Ok, așa, deci suntem pregătiți de luptă. Eu v-am zis, nu știu eu să fac așa multe chestii, dar poate reușim și noi să facem ceva kill-uri, măcar, nu știu, măcar să facem și noi un kill. Un kill măcar. Măcar să avansăm așa arma. No, fuck you! Stai, că ăștia sunt aici, eu știu pe ăștia. Cunosc pe oamenii ăștia. Și cineva, ok, aici ne punem, e un loc destul de bun. A, mai e cineva! Ce faci, mă, nene, mă? I-am dat lua la una. Dar mai era unul, aparent. Aparent mai era unul și mi-a dat și el una. Mi-a dat knockout, mi-a dat knockout. Și, să... Pentru că tot vine vacanța, o să apară câte 3 clipuri pe zi, da? Ați auzit bine? 3 clipuri. Aveți clipul ăsta de dimineață, așa mai de dimineață, cu CSGO. Un clip o să apară mai pe seară. Opa! Un clip o să apară mai pe după amiază, pe la ora 2-3. Și un clip mai pe seară, ăla va fi de SMP. De CMP, CMP. Ok. Și da. Sper să fiți activi, chiar dacă voi posta mai multe clipuri pe zi. Dacă nu veți fi activi, voi schimba orarul la 2 clipuri pe zi, că sunt sigură că la 2 clipuri chiar sunteți activi. Adică, voi oricum sunteți activi, dar nu știu dacă veți fi suficient de activ pentru 3 clipuri, să faceți față la 3 clipuri. Dar vom vedea și voi lua o decizie referitor la clipuri. Deci fiți foarte activi! Fiți activi azi, fiți activi, oameni buni, pentru că eu chiar vreau să postez așa mai mult ceva, știți? Și na, nu mi-ar displăcea să fiți și voi activi. Opa, dar de unde, da, bă? Așa, n-am apucat să mă întorc, dar... Bă, ce cauți tu acolo, bă? Mă, nene, mă, mă. Ok, și hai să vedem ce facem! Aparent dăm spray, că na. Bă, da, spray, nici chiar așa spray, știi? Spray-ul, mai ales cu AK-ul, e un căcat, bă. Cu 1 HP, ce să faci părere cu 1 HP? Cu 1 HP, pe mine mă omoară și cu 100%, bă, da. Dar păi cu 1 HP. Bă, mai moare la o dată așa, că... Oh, bă! Ieși, ieși! Oh, ce fel a fost asta, ați văzut acolo? Ați văzut acolo Andreea Furdoin, cea mai șmecher persoană de pe lume, bă, ce să faci? Ce să faci? Că să fă, n-ai că să fă... Oh, ce m-a speriat, bă. Bă, da, de ce mi-arată? Mi-arată ca și cum e așa roșu ăsta și mă enervează, frate. Nu vrea să mă lase și pe mine să joc așa normal. Nu, ei vor să mă enerveze ca să pierd, știu eu asta. Ei nu vor să câștige Andreea for the win, că Andreea for the win e prea șmecheră. E prea șmec pentru toată lumea, bă, eu ce fel am luat pe tipul ăla. Ok, și clipul ăsta a ieșit destul de bine, sper să nu se întâmple ceva și să nu mai pus să postez. Adică, văd că am făcut ceva aici. Bă, ce fel, deci urăsc. Eu cu AVP-ul, ca baba cu mitraliera, boss. Sau ca baba cu AVP-ul, tot cu AVP-ul, știi? Eu cu AVP-ul, frate, pe mine, fix pe mine m-au găsit ăștia cu AVP-ul, deci fix pe mine. Ar fi fapt, pe toată lumea a găsit cu AVP-ul, că nu-i vorba de găsit sau ceva. Hai să mergem cu tipul ăsta. Stau, cine nu? Ok.
Tot AVP, frate, asta tot AVP se numește pentru mine. What? Uitați, vedeți? Vedeți ce, ce nu băs cu AVP-ul? O să mă treacă înapoi la celălalt, adică la cât de nu băs eu cu AVP-ul. Tipul ăla, tipul ăla, te-am văzut, bă, tipule, te-am văzut, frate. Și ce? Mai bine iau pe cineva cu cuțitul decât să iau cu SCAR 20, știi? Adică pentru mine așa ar fi mai bine, dar... Dar acum... Acum mai vedem noi... What? Asta era aici și nu l-am văzut. Mă, îi dădeam no scope, uite așa. Facem no scope, deci facem no scope. Băi, nu i-am prins pe aia bine. Un fragment acolo? Acolo. Așteptăm pe cineva să vină acolo. Fuck! Oh my god, deci eu așteptam așa. O să mă deranchez, o să mă dea înapoi, mă, nene, mă. Îmi pare rău, tipule, dar... Dar... Dar eu cu AFP-ul scapam cu mitraliera și trebuia să te omor. De fapt, nu-mi pare rău, îmi pare foarte bine. Îmi pare chiar foarte, 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 foarte bine. O, ce om răuz. Mă, ce spray urât am dat. Oh my god, tipii au 12, iar eu am 11. Și mie nu-mi convine asta, mă, nene, mă. De ce? De ce? Pentru că stiu nabă. Uite, uite, uite ce fail am dat. Ce fail urât am dat. Ce fail urât. Hai să vedem. Hai să vedem. Bă. Nu, ce încerca tipul. Ce-mi place arma asta. Fuck you. Sunteți cam mulți, nu credeți. Nu credeți asta, nu credeți. Mi s-a promis sau e cineva aici? Bă! What? Oh! Bă, ieși! Ieși! Ce rec mi-a dat! Mai era unul sus acolo, mai l-au luat ăștia? Nu! Fuck you! Ok, am și-o 13, dar cineva are 16. Cineva are 16 și dacă faci kill-ul ăla cu cuțitul, cu cuțitul, gata, ne-o ars. Ne-o ars pe toți. Op! O, oh, bă, ce dădeau toți! Bă! Vreau să ajung, bă, cu el la, cu cuțitul la el. Fnatic, bravo! Măcar a putut ieși pe locul 2 în echipa noastră, pe locul 4 total, dar nu-i bai, mai jucăm un match, pentru că ar fi prea, prea scurt. Dacă am trece direct așa, gata cu episodul și chestia de genul ăsta, nu, ar fi prea scurt. Și mie, pur și simplu, îmi place că vine vara, îmi place atât de mult că vine vara încât, deci, încât m-am gândit să vă postez multe, multe clipuri, deci v-am spus clipuri, clipuri multe, 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 eu m-am zis că postez câte trei clipuri, scuzați, dar am sughițat, mă rog, în fine. Și da, yeah. Da, mă, eu scanter terorist. Eu nu pot să fiu terorist sau ceva. Pe pe bizon, pe pe bizon, pe bizon, 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 bizonul, bizonul, bizonul. Bă, de... Uite. Stai, bine. Ăla e bot. Ăla e bot. Ăștia-s boți, bă. Ăștia-s doar boți. Ce naibă. La mine în echipă îs eu cu boți. Îs eu, a, nu, îs eu cu unul și cu boți. Oh my gosh. Oricum. Nu-i vorba de așa. Dar după ce mă voi obișnui să mai joc cu armele și toate chestiile, vă promit că vă promit, da, și vă, chiar vă promit că că voi face, v-am spus, o să, voi face și cu competitiv. Ce faci, bă? Ce faci, mă, nene, mă? Ce facem aici, bă, nene, mă? Ce facem? Da, ce facem? Ok. Haide, op. Mi-a furat kill-ul. Băiatul, băjatul ăsta. Bă, bă, dar câți sunteți, bă. Băiat dracu.
Barta, Barta, mă omoră Barta. Bă, golanilor, dar umblați ca mulți, bă. Nu fac, vine și ăla. Bine că erați deja mulți. Mai vine încă unul. Hai, ok, hai, hai. Uite că sunt ei acolo, bă, pe aici. Uite, pe acolo, pe acolo! Ce urât a fost asta. Fuck you. O să fiu cea mai nubă dintre nubi. What? Pe ăla nici nu l-am văzut, mă. Nici că l-am văzut pe ăla. E clar ce fac eu meciul ăsta. Dădea și ăla. Dar nu mă lasă și să fac un 1v1 nici dacă vor, frate. Uite, uite, uite. Uite, mă, nu mă lasă să fac un 1v1, vedeți? Nu vor să mă lasă să fac 1 versus 1. Nu vreți să fac un 1. Ok. De unde dă? Iată, iată. 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 Uite, uite, de unde? Da, ăștia, bă. Bă, hai! Fuck you very much. Very much. Arată asta, bă! Trebuia să-i dau spray urât din asta. Așa. N-am apucat să pun ținta. Ok. Dar mai bine fac fără țintă. Fără țintă, boss. Fără țintă is my good. Haide! Trebuia să se miște, bă. Ăla deja are 10 și cred că de la Tero, sigur, pentru că Tero... Nu sunt de teroriști, ce să le faci? De aceea. Peter, pe ăla! Thank you, brother. Cine te-a omorât? E ăla care stă acolo cu... Uitați-l pe ăla. Ok, scuzați că s-a așa tăcută, dar eram concentrat aici. Eram sigur că este el cu ceva de mănimerea așa. Nu avea pe cea. Bă, ce spray urât de ăsta. Uite așa dădea. Frate, uite așa, uite așa. Ce fel arăta pe ăla. Ești că dansa, frate. Uă, de unde dau ăștia? Bă. De unde dai, bă? Bă, de unde dai?
Ok, și da. Eu de ce tăcută îs eu că că tot dau ăștia, adică ăștia, uitați cât de mulți sunt. Ok. Bă, care? Bă, la cheavă! Dar mai era și ăsta în fața mea. Și l-am observat, frate. Ok, vreau să pun ținta pe tine, dar n-am mai avut timp, frate. Ok, unul are deja 16, deci da, și am 9, deci rip match. Rip match. Rip match. Bă! Ok, au câștigat teroriștii, adică au câștigat celălalt de la teroriști. Deci cam atât a fost și cu acest episod, normal că scrie Gigi dacă ai fost la teroriști și dacă ai câștigat. Deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați acel mic butonaș de like dacă vreți cât mai multe clipuri de CSGO. Cu voi a fost Andreea și v-am salutat pe toți. Ceau, pa!